Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul al treilea. Și era un om dintre farisei, care se numea Nicodim și care era fruntaș al iudeilor. Acesta a venit noaptea la Iisus și i-a zis: Rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit învățător, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Răspunsa Iisus și i-a zis: Adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva de sus, din apă și din duh nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către el: Cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat, zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din trup, trup este, și ce este născut din duh, duh este. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți de sus. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui, dar nu știi de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul. A răspuns Nicodim și i-a zis: Cum pot să fie acestea? Iisus a răspuns și i-a zis: Tu ești învățătorul lui Israel și nu cunoști acestea? Adevărat, adevărat zic ție, că noi ceea ce știm vorbim și ce am văzut mărturisim, dar mărturia noastră nu o primiți. Dacă v-am spus cele pământești și nu credeți, cum veți crede cele cerești? Și nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin el lumea. Cel ce crede în el nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unii a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, căci faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca faptele lui să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârșite. După acestea a venit Iisus și ucenicii lui în pământul Iudeii și stătea acolo și boteza. Și boteza și Ioan în Enom, aproape de Salim, că erau acolo ape multe și veneau și se botezau, căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. Și s-a iscat o neînțelegere între ucenicii lui Ioan și un iudeu asupra curățirii. Și au venit la Ioan și i-au zis: Rabi, acel la care era cu tine dincolo de Iordan și despre care tu ai mărturisit, iată, el botează și toți se duc la el. Ioan a răspuns și a zis:
nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer. Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine de sus este deasupra tuturor, cel ce este de pe pământ pământesc este și de pe pământ grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Și ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește, dar mărturia lui nu o primește nimeni. Cel ce a primit mărturia lui a pecetluit că Dumnezeu este adevărat, căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Lui. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.